Avem cu toții dreptul la sănătate și totuși ni se ia. Închiderea celor 67 de spitale din România pe criterii neclare a început să producă tragedii. Cu cinism, oficialii Ministerului Sănătății ne spun că unii bolnavi n-ar avea șanse de supraviețuire nici într-un spital deschis. Dar n-au încercat să afle cum se deplasează cei cu afecțiuni grave pe distanțe de peste 100 de kilometri până la un centru medical funcțional. Sau de unde au bani pensionarii din satele izolate pentru a ajunge la spital. Dimpotrivă, ministerul a decis că nu am înțeles noi bine viziunea revoluționară a reformei din sănătate, iar dramele umane sunt doar în mintea noastră. 17 august 2011. Un bărbat de 57 de ani a dus de urgență la spitalul din Codlea, dar în loc de ajutor, familia găsește lacătul pe ușă și moartea pândind la intrare. Minute bune au încercat medicii de la ambulanță să-l resusciteze. Zadarnic. Speranțe nu au mai fost. Ajuns la Brașov, bărbatul s-a stins a doua zi. Câți oameni trebuie să mai moară să deschidă spitalele? Câți oameni trebuie să moară? Câți copii trebuie să moară? Noaptea face o temperatură, copilul de 40, ce facem până la Brașov? Moare! Cum a murit și cumnatul meu? De era spitalul deschis? În ziua de astăzi era în viață. Dar spitalul nu era deschis. Fusese sigilat dintr-un ordin al Ministerului Sănătății în urmă cu 5 luni, pe motiv că era neperformant. Așa că a rămas să funcționeze doar camera de gardă, dar și ea doar până la 8 seara. Doar că moartea nu are program scurt. Ne-a luat și șansa la viață. Ne-a luat tot și o să ne ia tot. 7 aprilie 2011, la doar câteva zile de la închiderea spitalului din Bălcești, județul Vâlcea, alături de alte 66 din țară, un alt bărbat își găsește sfârșitul în fața ușilor ferecate. Avea 41 de ani. Mi-a să-i făcut rău și veni cu el aici, așa îi muri în spital, sigur de spitalului. Pentru că nu s-a mai uitat nimeni la noi în ziua de astăzi, murim ca câinii. Și tot în aceeași zi, la câteva sute de kilometri distanță, o altă tragedie. În Băneasa, județul Constanța, un bărbat de 60 de ani moare pentru că spitalul e închis, iar ambulanțele ocupate. M-a sunat sora mea că s-a făcut rău cumnatul meu la servici. Când m-am dus acolo, era deja pe scaun în ultimele clime, cum ar fi. I-am dat prima dată fuga la spital, spitalul n-am găsit pe nimeni, ușii închise. Și salvările plecate, decât un singur șofer am găsit fără mașină. Omul a murit în ambulanța care îl transporta spre cel mai apropiat spital, la 90 de kilometri distanță. Cu cinism, oficii al Ministerului Sănătății spun că asta i-a fost soarta. Șansele de supraviețuire ar fi fost foarte mici, chiar în situația în care accidentul s-ar fi produs în interiorul unei unități sanitare perfect dotată. Greșit! Datorită spitalului din Băneasa, sunt oameni care trăiesc și astăzi. Într-o dimineață mă duceam spre comuna Ostrov, am făcut infart la bună. M-au adus la spital, dacă nu îmi dădea primul ajutor aici, deci nu rezistam până la Constanță. Nu aveam nicio șansă. Acum, de exemplu, dacă mi s-ar întâmpla la a doua oară, ce s-a întâmplat? Că la al doilea e mai grav. Îți dai seama că nu ajung până la Constanță. Dar nu s-a gândit nimeni când a tăiat spitalul de pe listă la ce distanță e următorul și nici dacă erau într-adevăr motive să-l închidă. Când am preluat acest centru de sănătate, l-am preluat fără datorii, magazinele pline cu alimente, lemne, combustibil, salariile luate. De o jumătate de an se tot întreabă cu ce au greșit ei, cei 30.000 de oameni din zona Băneasa, să fie lăsați fără spital. Am luat-o și politică, sunt la un partid, am luat-o pe toate părțile, nimeni n-a putut să-mi dea niciun răspuns. Concret, doar acea hotărâre de guvern orbește desfințând centrul de sănătate Băneasa. Asta e tot ce a mai rămas din spital. Un mănunchi de chei de la niște uși care nu se vor mai deschide niciodată. În Ungaria vecină, nicio unitate medicală nu e închisă fără criterii ferme. Niciun pacient nu trebuie să se afle la mai mult de 50 de kilometri de un centru universitar, la mai mult de 30 de kilometri de un spital regional și maximum 20 de kilometri de o cameră de gardă. Dumneavoastră, dacă trebuie să locuiți la 150 de km de un spital mare, v-ați simți confortabil? Nu, dar aceasta nu este o chestiune care să depindă de sistemul sanitar. Sigur că nu. Sistemul medical nu a văzut decât că avem prea multe spitale și s-a gândit să rezolve problema în stil românesc. Noi am organizat o remodelare a echipajelor de ambulanță, astfel încât să preia un aflux superior. Două ambulanțe sunt suficiente acum? Două ambulanțe cred că sunt suficiente. Nu sunt suficiente. N-au fost nici pe vremea când spitalul era deschis.
Oamenii din zonă au ajuns să meargă la medic în Bulgaria, pentru că sistemul românesc de sănătate i-a abandonat. Cum ai ajuns să naști în Bulgaria? Am sunat la salvare, n-au venit. Erau toate salvările ocupate. Mi-a făcut o injecție și a spus, poate mă mai lasă. Dacă a văzut că nu, a chemat părintele și m-a dus în Bulgaria. A plătit acolo 11 milioane de lei vechi, dar n-a contat. Viața copilului a fost mai importantă. Alții însă nu-și permit și ajung la mila sistemului reformat. Uneori putem aștepta la un caz și 5-6 ore până când ni se poate trimite o ambulanță. Așa că oamenii trebuie să găsească soluții. Căruța ține loc de ambulanță? Până la dispensar, da. Dar în cazul în care ai nevoie de medic e mai prost. Pentru că nu e. E Oltina, un sat izolat din județul Constanța. Dacă plec de aici și până la Constanța e 100 de kilometri, nu? Deci dacă nu e la Băneasa un medic, să-ți pună o perfuzie să te trimită la Mecidia sau la Constanța, o să pleci pe lumea cealaltă. Oameni brăzdați de probleme, îngenunchiați de griji, îmbătrâniți înainte de vreme, lipsiți de ajutor, lăsați să moară. De o jumătate de ani îi vezi tot mai des, îi vezi peste tot și mai ales în Delta, cel mai izolat loc din România. Mi-a murit bărbatul meu. O cutricoară. L-am dus cu salvarea, dar târziu ce-a venit salvarea. La 4 am ajuns dimineața la spital. Greu. Asta e România și așa se trăiește și se moare în Delta. Subit și fără ca cineva, oricine, să poată face un gest cât de mic de ajutor. Cu timpul s-au învățat și oamenii să nu aștepte prea multe, mai ales acum când li s-a luat și din puținul pe care l-aveau. Privirea înainte, mâna pe cârmă, direcția oriunde e nevoie. E obosit. De ani de zile, medicul George Cristea bate canalele umflate ale Deltei ca să-i ajute pe bolnavi. Oboseala doctorului nu vine însă de la navetă. Cu ea e obișnuit. În 5 ani de Sfântul Gheorghe, săptămânal făceam drumuri de genul ăsta. Acum însă e și frustrat, iar ce se întâmplă îi se pare foarte grav. Singurul spital din zonă, cel de la Sulina, s-a închis la oaltă cu celelalte 66 din țară. Așa că la marginea Deltei, la câteva mii de pacienți, au rămas o mână de medici și una de asistente. În Murghiol îl așteaptă deja oameni disperați. Ce vârstă are dânsa? 28. E mare tensiunea. 20 cu 10. O să dăm o pastiluță, mamaie, să topește și mai luăm o dată tensiunea, că e cam mare, da? Oameni bătrâni, bolnavi și săraci. Asta a mai rămas din Delta. Mi-a spus că după o lună, două, o să merg la control. Dar eu nu știu, domnule. Păi de ce? Bană. Bun. Ce să fac cu 3.000 de oameni prima dată? La asta ministerul nu s-a gândit când a închis spitalul, că abandonează în boală și disperare oameni care nu-și pot permite nici drumurile, nici medicamentele. Și că iarna, Dunărea îngheață, nu-i chip să mergi pe ea cu barca. Iar cei din Murghiol sunt privilegiați. Spitalul județean din Tulcea e la doar 40 de kilometri. Pe uscat, pentru restul oamenilor Deltei, e cumplit. Apă cât vezi cu ochii, canale mai late sau mai înguste și, într-un final, un loc cu 5.000 de oameni rămași parcă acolo de la potop. Aici e Sulina. Și în acest oraș, altădată faimos în toată lumea, a ajuns reforma de la București. Spitalul e acum aproape părăsit. A fost închis la 1 aprilie, dar cei doi medici, un internist și un pediatru, continuă să muncească plătind totul din economiile făcute de spital în anii din urmă. Internistul, devenit director peste nimic, încearcă să-și alunge dezamăgirea. Până se putea deplasa omul spre spitalul județean Tulcea, monitorizarea lui se făcea aici. Cardiologic, respirator. Marian Năstase a lucrat aici vreme de aproape 30 de ani. A văzut spitalul în toate fazele lui. Ultima oară a fost renovat acum 3 ani. Câteva sute de mii de lei investiți care acum s-au pierdut. În spital erau tratați în fiecare an între 1200 și 1400 de pacienți, care acum trebuie să bată drumul până la Tulcea, 70 de kilometri pe apă. Va fi trist pentru populație. Populația este îmbătrânită. Sunt foarte multe afecțiuni cardiace, hipertensiunile, chiar și foarte multe cancere afecțiune ale copiilor 0-1 an. Și ei sunt destui aici în oraș. Într-un salon părăsit e internată o bătrână. Știe spitalul de când s-a născut și, pur și simplu, refuză să creadă că nu mai există. Avem mare nevoie de spital aici în oraș. Mare nevoie, pentru că nu putem să ne deplasăm tocmai la Tulcea. Cât ar costa să o tratați aici și cât costă să ajungă la Tulcea? Infinit mai puțin costă un tratament aici.
el e nevoit să suporte transportul, care se duce până aproape de 1 milion. Nu-i simplu la bătrâni care au pensii de 400-500 de lei. Pe cei de la minister nu i-a interesat sărăcia altora. Lor trebuia doar să le iasă spitalele la număr. Au tăiat, deci, unde li s-a părut lor că nu merită păstrat. Și s-a tăiat de la 5.000 de oameni din Sulina și de la alți 10.000 din satele din împrejurimi. Mira Bălan e ca o ambulanță, dar pe două picioare. În rucsacul de pe umeri poartă răspunderea celor 1.000 de oameni din zona Sfântul Gheorghe. Are îndesate acolo toate cele trebuincioase primului ajutor. Oamenii o respectă mai ceva ca pe primar, pentru că e singurul cadru medical pe o distanță de 80 de kilometri. Ce se fac? O să mergeți cu Adelina la Tulcea, la control? Nu știu, Adelina e plecată. Nu știu unde și nu mai... Să vă ducă la control. Merge din om în om să-i întrebe ce mai fac, ce dureri mai au, cum le-a evoluat o boală mai veche sau ce urgențe sunt. Are un cabinet, dar n-are ce face acolo. Medicul vine o dată pe lună ca să scrie rețete și să dea trimiteri. De la simple sfaturi și până la injecții, lumea se bazează doar pe asistentă. Cineva de aici, dacă are o problemă și are nevoie de trimitere, trebuie să aștepte o lună. Sau poate să meargă la Tulcea, la medic. Dacă este o trimitere în afara județului Tulcea, e nevoie și de avizul casei de asigurări de sănătate și asta înseamnă o zi în plus pentru persoana de aici să rămână în Tulcea să-și rezolve. E greu pentru ei, da. În Delta, ca peste tot, apar mereu urgențe. Aici însă doar se numesc așa, pentru că de tratat nu se tratează la fel. Toate urgențele din Delta Dunării sunt urgențe amânate. De la Tulcea pleacă o ambulanță, în 5 ore pacientul ajunge la spitalul județean. Dacă avem un infarct de miocard, cu siguranță nu sunt șanse de a fi salvat. Infarct sau accident vascular cerebral, unde timpul de răspuns trebuie să fie minim. Dar minim în această parte a țării înseamnă 2-3 ore. Delta e capricioasă, vântul se stârnește brusc, Dunărea devine agitată. Imaginați-vă că în această embarcațiune care se mișcă într-o parte și alta ar trebui să fie un bonlav, un bonlav care nu trebuie mișcat. Este o misiune practic imposibilă pentru medici sau pentru asistenți. La mila 23, dispensarul e chiar pe malul Dunării. Ușa nu e încuiată, dar înăuntru e pustiu. Dosare cu fișele pacienților și câteva pastile. Ăsta e tot cabinetul medical. Localnicii spun că medicul vine aici o dată pe lună. Ce faceți în timp? Dar n-avem ce face, domnule, noi suntem sănătoși. Ce vrei să facem? Sănătoși și împăcați cu soarta. N-aveți aparatură la București, vrei să fii la mila 23. La Letea, aceeași poveste. Medicul vine 2 ori pe săptămână. Și dacă aveți probleme? Murim așa. Uite, muncim de noapte până noapte ca să avem ce să mâncăm. Dar sănătate nu mai e. Între Delta și un centru universitar ca Iașul, diferențele stau doar în detalii. Oamenii nu trăiesc în mijlocul apelor, doar în plin haos administrativ. Pentru ieșeni, reforma a însemnat unirea mai multor spitale sub un singur nume, dar nu și sub același acoperiș. Bolnavii trebuie să facă turul orașului în ambulanță, mai întâi în Copou, la spitalul de urgență sau la Parhon, apoi în cartierul Tătăraș, la spitalul de neurochirurgie și în cele din urmă, prin centru, la spitalul Sfântul Spiridon. Am fost și de 2 ori la același spital. Adică am plecat de la Spiridon, am ajuns la Neuro, Neuro a spus că nu-i de ei, haide la urgență, urgența ce caută la mine, că nu-i de ei, merge înapoi la Spiridon. Nu știi cum să scăpi de pacient. Oficial se numește eficientizare. În realitate, timp și uneori vieți pierdute. Iar tot greul pică pe umerii medicilor de la ambulanță. Sunt ambulanțe blocate pentru un pacient care necesită 3-4 investigații la diverse specialități, iar în momentul când se ajunge acolo, ambulanța nu este eliberată, este ținută pentru ecografii, pentru radiografii, pentru analize. Acesta e la Iași circuitul bolnavilor între spitale. E regula și nu excepția. Îi se întâmplă inclusiv celor cu dureri mari, cu fracturi de coloană sau cu hemoragie, dar ieșenii sunt privilegiați. La 50 de kilometri de oraș, în Târgu Frumos, bolnavii n-au unde să meargă. Lumea întreabă de medicii care au fost și cum chiar s-a închis doamna doctor. Da, chiar s-a închis. Doamna doctor, dar poate totuși nu mai deschide, nu? Măcar la anul. Nu. Se deschis, nu se va mai deschide.
Doina Gheorghica a fost medic în Târgu Frumos timp de 17 ani, iar plimbarea pe aleile pustii îi provoacă astăzi durere. Ministerul Sănătății a luat decizia să închidă spitalul pe motiv că nu avea secție de chirurgie. Pe principiul, dacă nu ai nevoie de operație, nu ești bolnav. Așa că au lăsat 30.000 de oameni fără doctori să meargă la Iași dacă au nevoie. 50 de kilometri nu e un capăt de lume, par să spună cei din minister. Și nici faptul că s-au băgat recent bani în spital pentru renovare. Radiologia a mâncat la un moment dat 2 miliarde și jumătate. Și banii ăștia acum? Banii aceștia sunt în conservare. Conservare cu sigiliul pe ușă. În actele de la minister, cele care au stat la baza deciziei de închidere, aceste lucrări de modernizare nu apar deloc. Cineva a uitat să le treacă în fișe. De fapt, nu a avut cine, pentru că pe la spital nu a trecut vreo comisie de evaluare. Lasă măcar, eu știu, din 25 de paturi, lasă 10. Ca pacientul să fie urmărit în continuare, eu îi pun diagnosticul în urgență, eu îi dau tratament, dar îl pleacă tot la domiciliu. Tot ce a mai rămas în oraș e o policlinică deschisă până la prânz și camera de gardă a fostului spital unde sosesc urgențele. Sunt evaluate și apoi trimise mai departe la Iași. Acum a sosit o urgență. Un copil leșinat cu probleme cardiace. Să-l pun aici. Cu puținele aparate pe care le au, medicul și asistentele încearcă să-l stabilizeze. Abia mai respiră. Părinții l-au ținut acasă pentru că n-au avut bani să plece la Iași. Acum va fi dus de urgență cu elicopterul SMURT care aterizează pe stadionul din oraș. Toată deplasarea costă câteva mii de euro, o parte din banii cu care ar fi putut fi finanțat în continuare spitalul din oraș. La Târgu Frumos, clădirile renovate se vor degrada treptat, iar după câțiva ani, lumea va uita că a avut vreodată spital în oraș, pentru că nu a avut cine să se lupte pentru drepturile lor. În țară, trei spitale au câștigat procesul intentat Ministerului Sănătății. Cel din Codlea e printre ele. Medicii au avut argumente solide care în faza tăierilor n-au interesat pe nimeni. Spitalul de aici era renovat de curând, cu personal suficient și cu aparatură nouă. Singurul criteriu care s-a avut în vedere a fost că mai era un spital la doar 15 km distanță, dar n-a venit nimeni să vadă dacă trebuia să pună Codlea pe listă. 20 de miliarde de lei. De lei? Da. Vechi. Vechi, deci numai pe reparații, plus investițiile care au fost pe aparatură medicală, așa e, deci în jur de 10 miliarde. Aceasta e reforma sănătății din România, cu decizii luate în câteva luni care afectează pentru ani întregi o țară. Ministerul e însă convins că a făcut o treabă excelentă, doar că nu înțelegem noi. Va cheltui, deci, 100.000 de euro pentru o campanie de comunicare, prin care să ne dăm seama că decizia de închidere a spitalelor a fost bună, necesară, vizionară. Informațiile dinspre Ministerul Sănătății au penetrat extrem de greu în mass media și au fost pur și simplu înnăbușite de reacții ale unor persoane, reacții unele emoționale, unor persoane care nu aveau toate informațiile necesare. Dar românii din orașele cu spitale închise nu au nevoie să fie convinși. Ei știu deja un lucru, că în România sistemul te lasă să mori cu zile.